Ziua, dragi telespectatori, iată-ne din nou la sediul domnului Iulian Horneț, acolo unde se construiesc centralele termice, vestitele centrale termice pe peleți, Eco Horneț. Dumnealui a fost cel care a inventat centrale termice pe peleți și pe urmă i-a fost furat patentul. Așa, dar pare că o măsură mai mică și distinctiv noi bine cum funcționează aceste centrale termice pe peleți. Au randament 8%, n-am uitat, domnul Horneț, așa este, da? Și unele 99. Și unele 99. V-am văzut peste tot, pe de congrese. Ajungem mai curiești să ne spuneți despre ce noutăți aveți. Și cu ocazia asta, că am prins așa o mică ocazie și am venit special să discutăm și despre ultima invenție a dumneavoastră, că am văzut pe care eu am clasa 7 la chimie, de piroliză, dacă nu. Dar vorbiți-ne, că nu, să nu mă încurc în, da, amănunte. Întâi trebuie să fac o rectificare. Ia spuneți. Eco Horneț și Iulian Horneț nu produce. Produce, da, echipamente de construcție a biomasei și sunt 5 tipuri de echipamente. Centrale termice pe peleți, primul pe care să-l construim și îl producem la 10 kW până la... Trebuie să... O secundă, domnul Horneț, trebuie să spuneți telespectatorii dumneavoastră și voastră, auler, Dumnezeu să... practic o invenție. Cercetările le-am început în 2002. Deci da, avem, destul, am 16 ani. 16 eu, ani. 8 ani am cercetat împreună până s-am îmbolnăvit și două variante să rămân, să construim și hotel. Continui, să mergeți mai departe cu invenția dumneavoastră. Și am reușit, desigur că am mulțit și numărul de brevete. Mi-a fost mai drag să curăț planeta, să dau energie săracilor sau să combat sărăcia energetică, dar în mod special exploatarea energetică, pentru că populația este exploatată energetic. Așa este. Din păcate... În condițiile în care toată lumea stă pe energie. Da, așa este. Biomasa și toate resturile, deșeurile contemporane conțin energie. Pot să spun că asta am făcut eu. Da. Am adunat toate aceste deșeuri și le transform în energie prin aceste 5 echipamente, 5 tipuri de echipamente în peste 70 de modele produc astăzi. Da. Și lucrează astăzi în 10 state echipamente. Punează, adică. Spuneți în ce state? În Ucraina știm noi, în Germania, în Austria, în Canada, Anglia. Franța, ultima țară este Franța, Japonia, Liban, Republica Moldova. Câte s-au făcut? Nu mai știu, le pierdui numărul. Și Slovenia. Și Slovenia, da, destul de mult. Curios este că, vedeți, populația, sau populația noastră a țării nu este obișnuită cu acest fel de energie. Nu știu de ce, dar este atât. Rătnică, foarte greu găsești sau explici, când explici la cineva sau și vă văd și pe dumneavoastră foarte des și la televizor, în diferite interviuri și le explicați cât de bun, cât de avantajoasă este această centrală, nu numai centrală, ceea ce produc echipamentele dumneavoastră. Totuși există o reticență. Suntem noi românii așa îndărătnici sau... Politica statală e alta și... Politica guvernamentală e total împotriva biomasei. Ea a fost scoasă și de la Casa Verde de peste... Așa. Mai mult de atât, România, țară care probabil va scoate gaze din Marea Neagră, nu vor fi a ei, dar strategia energetică... Deci mergem pe probabilitate. Am spus odată într-o conferință că au făcut strategia energetică pe cioara de pe gar și pe vrabia din mână. Da. Cam așa se lucrează astăzi în strategie, pentru că strategia oricum nu e făcută de români. Că dacă era un român acolo, se opunea
strategiei pe gaz total în România și biomasă ce 1% în 2050 aia din plante energetice. Când România are astăzi atâta energie din biomasă încât nu are nevoie de niciun alt. Da, dumneavoastră ne demonstrați la un moment dat cu nu știu ce echipamente că făceați din și motorină. Pe care dumneavoastră ați turnat-o motorul de la mașina dumneavoastră. Aceasta este piroliza. Piroliza. Ține de piroliza. Dar să terminăm cu celelalte. Așa, da. Deci pe lângă centralele termice facem aer cald până la 600 de kW cu care acoperim toate zonele, adică putem dăm voie posibilitatea constructorilor să muncească, să izoleze clădirile pe afară pe timp de iarnă, să lucreze la interior, cu un consum foarte redus de combustibil, adică cu costuri reduse și nu mai pierd salariații. Da. Toamna și primăvara nu mai are de unde să ia, și-a ieșit afară și acum stau, caută și da. Aduc din alte țări, pentru că e o perioadă de 3-4 luni și lași acasă fără niciun ban. Și atunci își caută de muncă și i-a pierdut, în loc să lucreze la blocuri. Da. Tuburi radiante cu peleți sunt unice în lume, e nouul meu brevet de invenție. Spațiile înalte, halele, hangarele, da, sunt cele călzi cu aceste tuburi radiante. Și am brevetat tuburi radiante, sunt mai multe în România, unde am montat, adică la mai multe locații. Sunt cele care, dintr-un singur arzător, da, obțin trei surse de căldură. Prin razele solare, să zic așa, unde negre, prin radiație încălzesc spațiul înalt, obțin foarte mult aer cald prin răcire, temperatura fiind foarte mare la peste 1200 de grade, atunci înroșesc tubul dacă nu răcesc și atunci încălzesc birourile, 40 de metri pătrați de birouri și cu temperatura rămasă fac și apă caldă, cu același arzător. Da. Și eu încălzesc 40 de metri pătrați de hală, 40 de metri pătrați de birouri și apă caldă cu 1 euro pe oră. Este aproape gratis. Da. Nu există altceva mai ieftin de încălzit spațional decât aceste radiații. Da, așa este. V-am spus trei echipamente. Trei echipamente. Dar cele mai dragi mie sunt arzătoarele pe peleți, pentru că pot înlocui toate... Cuptoarele, spuneați dumneavoastră că... Arzătoarele pe peleți înlocuiesc toți combustibilii fosili. Și la cazane vechi, și la cazane noi. Adică, indiferent cine a făcut cazanul, eu vin și pun acest arzător, pentru că sunt singurele din lume care au colectare de cenușă, adică nu-i bag cenușa în cazan să-l curăț în fiecare noapte. Da. Eu am făcut centralele Bosch, de exemplu, pe lemne, le-am transformat pe peleți și le-am curățat la 2 ani, cazanul. Da. La 2 ani. Da? Deci trebuie pentru să colectez în cenușarul meu cenușa. Da, da, da? Da. Urmă, sunt singurele care au accelerare de ardere, dacă am peleți slab energetici și am autocurățire. Da, adică aduc la un nivel aproape de exploatarea gazelor și exploatarea acestor deșeuri. Da. Am văzut că toate aceste instalații le aveți cu comandă pe calculator, cu telecomandă. Poți să le comande oriunde din lume, am în automatizare și două cutii negre, ca să le spunem așa, ca la avioane. Factorul uman îl înregistrează, indiferent ce face, le înregistrează într-o cutie. Nu poate să șteargă nimeni, iar partea tehnică într-o altă cutie neagră și atunci eu verific pe internet unde a greșit utilizatorul. Am înțeles. Și nu poate nici să mă mintă. Așa, să zic. Dar nu a umblat nimeni acolo. Data de, la ora de, secunda de, ai modificat următorul parametru. Da. Aha. Sigur, foarte interesant. Da, și asta mă ajută să la mentenanță. Da. La service, mentenanță, poți să-l faci de acasă cu el. La garanția pe care o dați. Toate au 2 ani garanție. 2 ani garanție. Și cazanele 5 ani. Au garanții bune. Așa, ăsta este, ziceți, al patrulea, al cincelea. Cincelea este instalația de piroliză. Piroliză, de care vorbim mai este devreme. Este o instalație de piroliză, să spunem, puțin deosebită de piroliză, a făcut și Hitler. Da, bineînțeles. A plecat cu mașinile pe îndeșert. Acolo au avut foarte mult de lucru din lipsa petrolului la vremea respectivă. Dar eu pot să reglez această stație la temperaturi de la 150 de grade până la 900 de grade. 900 de grade. Până la 900 de grade. O să mă duc și la 1000, dar așa am conceput-o, pentru că e suficient să distrug toate elementele nocive, biologice, din toate deșeurile. Pe lângă această temperatură este stația de piroliză care folosește toate deșeurile contemporane și voi enumăr câteva, da?
toate tipurile de biomasă. Că spaie de grâu, pot să le pirolizez, da. să scot din ele ulei de piroliză, gaz de piroliză și biocear. Biocearul este rezultatul tuturor deșeurilor vegetale. Adică este acel fertilizator de sol, da? Acel menține apa în sol, nutrienții, adică reușește să oprească deșertificarea solului. Da, el este folosit interesant. Din antichitate, de peste 500 de ani înainte de Hristos. Da. Și este cunoscut inclusiv de Parlamentul României, care a fost în vizită acolo și au lăudat aceste parcele. Ei sunt sute de insulițe în Amazonia, Peru, Brazilia și Chile, care folosesc să-și hrănească populația. Și cu acest biocear. Da. Da. Și de asta singura, să zic așa, reclamă care a făcut-o comisia noastră de parlamentare acolo, că au mâncat roșii, castraveți, ca la bunica acasă. Aha. Și există studii, este un inginer peruan care cultivă acolo de 40 de ani fără să pună niciun fel de îngrășământ chimic. Îngrășamente chimice. Producția este de 2-3 ori mai mare decât în Europa. Da. Da, este fantastic. Același lucru l-am constatat noi în Israel, că acolo e numai rocă de la un cap și cultivă. Și cultivă. Păi cumpără biocear. Da. Da? Și, și produc. Și, dă bulenii nu poate numai să cultive pepeni. Da. Pentru că nu folosesc biocear să pună să repacă terenurile. Da. Sunt zeci de studii făcute și sunt două orașe în Suedia, puteți să intrați pe internet, care nu folosesc la flori, la rând, doar biocear. Și tot timpul acolo e verde, tot timpul e frumos. Da? Așa. Deci, pe lângă aceste deșeuri naturale, să zicem, da? Pirolizăm, organice. Da, pirolizăm tot ce înseamnă deșeu menajer. Da. Tot. 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 Nămolurile din stații de epurare. Plasticurile. Cauciucurile. Uh-huh. Dacă am șlamuri cu hidrocarburi, le curăț. Da? Dacă am sol infestat, îl trec prin stație, îi dau toate hidrocarburile afară și îl las curat înapoi. Pot să desulfurez, să scot din cărbune, da, ulei și gaz, da, și să rămână cărbunele, să pot să-l duc să ard acum, să zic, eficient și ecologic în termocentrale. Da, dacă ar fi extras... Adică trebuie să băgăm minerii înapoi în mine, că avem soluție să nu mai îl desulfurăm, da? Că nu mai este poluantă arderea. Da, da, da. Așa. Reducem poluarea foarte mult, pentru că ducem toate volatilele, le ardem apoi la peste 1200 de grade și sunt nepoluante, se descompun. Da, interesant. Citeam zilele trecute despre Einstein, care a făcut un frigider care funcționa fără energie electrică. Nu știu să vă explic acum prea bine, dar mă gândesc că ceva asemănător, spune și dumneavoastră, adică până la urmă se înfundă aceste invenții, aceste lucruri care ar ajuta foarte mult omenirea, din toate punctele de vedere și până la urmă se opresc undeva, adică nu dă o voie. Înțeleg că industria asta care, eu știu, pe de o parte poluează, pe de altă parte, hai să ne facem că strângem bunoaie sau, eu știu, noxele din aer sau, na, că se dezgheață ghețarii de la Polul Nord sau... Da, România intră în infringimentul deșeurilor, da? Dar intră pentru că se dorește să intre. Da? Pentru că eu am fost, de exemplu, am avut două întâlniri cu ministrul mediului. Cu actualul ministru. A, da, dumneavoastră ați avut cu fiecare ministru. Toți ministrii. Și la agricultură i-am spus și lui domnul Daia, lăsați programul roșie, a încălzit serele, că îi scoate grădinarii români, îi scot pe cei care aduc în România și ne ducem și la export. Numai da. Dați-le căldură în serele, că exact. Suntem singurii care putem să facem. Și ce a zis domnul ministru Daia? N-a zis nimic deocamdată. Da. Dumnealui e cu aia, acum e cu varza, că e sezonul verzei. Da, sigur. E bine că merge pe sezon, dar trebuie să vină și sezonul serelor care se producă pe timpul de iarnă. Să nu se mai dea, că se dau niște subvenții de 3.000 de euro pentru o cultură... Pentru două tone de roșii vândute în piață, da? Și fermierii, că am fost și m-am
m-am lovit de roșii aruncate pe câmp. Da, așa este. A vândut 2 tone, restul, dacă nu se mai vinde, nu mai plătește nici măcar să le care undeva. Da, așa este. Și a luat 3.000 de euro. Da, și a luat. Dacă îi dau banii ăștia să încălzească seara, să-și ia echipament să încălzească seara, da? Da. I-am creat o viață de seară de 10, 20, 30 de ani. Și pentru fermier și pentru copiii lui. Da, exact. Dacă îi țin acasă, că au producție pe timp de iarnă, atunci e scump, atunci ies milioanele de euro afară pe zarzavaturi. Și nu mai trebuie să mai subvenționeze statul cultivarea lor. Da. Economia românească este puțin făcută praf. A pus este făcută praf. Carul înaintea boilor. Cam așa e ceva. Nu sunt boi fără car. Da. Avem boi fără car. Fără cap. Dacă aveau fără car, trăgeau, făceau ceva, dar fără sunt cap. Fără car, da. Fără car și fără cap. Da. Știu că ați fost medaliat peste tot, în toată lumea asta. Dumneavoastră sunteți un om care foarte valoros. Din păcate, politicienii noștri... Nu, foarte valoros și nu vă măgulesc. Da. Pentru ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că e lucru mare să faceți cercetare în condițiile în care nu ajută nimeni un cercetător. Că tocmai vorbeam cu o doamnă doctor care lucrează într-o clinică din asta de cercetare. Zice, nu, dragă, la toți doctorii le-a mărit salariile, numai nouă în cercetare nu ne-a dat niciun leu în plus. Toată cercetarea românească este la pământ. Este la pământ, da. Și nu mai vorbesc de medici, vorbesc de toată cercetarea. Ne-a spus și fostul ministru Câmpeanu, are 0,36% investiții în cercetare într-o țară în care Bulgaria are 2 și ceva, toate țările sărace au mai mult decât are România. Sigur că da, adică o țară bogată care investește cel mai puțin în cercetare, în învățământ, în educație și în sănătate. Da, așa este. Dar o poluează în fiecare zi, Bucureștiul nu se măsoară, da? Poluarea în București. Păi nu, are cum să măsoare, că îl dă, aparatul ăla îl dă peste cap de măsurat. Așa. Domnul Horneț, știu că dumneavoastră nu stați nicio clipă, adică tot timpul gândiți ce ar trebui să mai fac pentru... Și nu vă oprește chestia asta că, domnule, guvernanții, nu știu ce, nu ne ia în seamă, nu ne ajută cu nimic. Totuși, noastră, gândiți întotdeauna ce mai trebuie făcut să ajutăm poporul ăsta, prostimea, până la urmă vorba lui Deaconescu. Da. Așa, ce vă mai gândiți să mai faceți? Că sunt convinsă că lucrați la altceva. Da, am reușit să fac, să realizez toate fluxurile termice. Plecând de la apă caldă, apă spraîncălzită, aer cald, aer spraîncălzit, radiații termice, abur, ulei de termic, deci tot ce poate fi utilizat atât casnic cât și industrial, se însemnesc niște fluxuri termice pe care cu acești peleți le produc pe toate. Și am făcut și echipamentele pe care să le slujească industria, economia. Adică mă duc la fermă, pun butelii de propan sau de gaz de la, să fac producția de brânză, lapte, să-l... Păi de ce când eu zac atâta energie, zace pe terenul meu? Da, așa este. Și mai grav este, am fost la o conferință la Institutul Național de Statistică, în urmă cu vreo 2 luni, unde un raport al Ministerului de Agricultură ne spune că în 2002 sau 2004, dacă nu mă înșel, fertilitatea solului arabil românesc era de 52 sau 55%. Era. După nici 16 ani sau 14 ani, da, a ajuns la 35%. Da? Da. Și cineva de la Facultatea de Agronomie le explica, nu dau nume, da, și m-am ridicat și am zis, n-aveți dreptate. Da? Fertilitatea solului o distruge, o distrugem noi, pentru că suntem învățați să ducem toate deșeurile agricole în sol. De aici pleacă toată această... În apă și în apa la rândul ei, sau eu știu să le aruncăm. Băgând deșeurile în sol, da, acolo intră în putrefacție, descompunere, îmi mănâncă fosforul întâi, foamea de fosfor, este cunoscută de când mă știu eu, da? Și continuăm să o facem. Și avem și modelul în țară. Avem modelul pe inginerul Buzdugan din Insula Marea Brăilei, da? Care nu mai are al României, da? Da, este al unui arab. Da? N-are pluguri.
solul nu se ară și ne spune unul din mari cercetători, Folker, așa, zice, dacă înaintea plugului să inventa asta discuitorul, da, plugul nu s-a mai inventat niciodată. Uh-huh. Adică solul are nevoie la suprafață de aceste deșeuri agricole, era suficient doar miriștea și cu rădăcina să le discui, să bagă să semăn, da, să refac terenul, să-l tăvălugesc. Da. Ca să nu mai pierd apa, să nu mai pierd nutrienții, să nu mai distrug azotul, să modific, da, da, pH-ul. Pentru că eu, când dădeam foc, da, la miriște, era mai sănătos decât să bag toată tocătura în sol. Uh-huh. Era mai sănătos. Este, așa este. Mai sănătos pentru sol, pentru era sol. Poluarea. Da. Da, acum am soluție, da? Fac biocear din aceste deșeuri sau fac compost, trebuie să-l dau numai la suprafață, nu trebuie să-l bag în sol. Da? Da. Ca să refac terenurile României, dar le, da, distrugem de tot. Și va trebui să cultivăm doar chimic. Și asta se datorează doar mașiniștilor și chimiștilor. Da. Pentru că ei învață fermierii români, da, să-și bage în sol tot felul de... Da, ca să vină ei să completeze azotul, nutrienții, fosfor, tot ce trebuie. Să nu cumva să dea faliment. Nu, că chiar în faliment se duc. Se duc în faliment. Pentru că în fiecare an crește cheltuiala pe aceste îngrășăminte chimice, uh-huh, da? Uh-huh. Ierbicide și tot ce bagă acolo. În fiecare an se ridică mai sus costul. Da. Și sunt și tentați că mi le dă acum, dar plătesc când îi face recolta. Da. Și sunt foarte mulți ani când n-ai recoltă suficientă, rămâi dator, uh-huh, ești fermier de 1000 de hectare, dar n-ai bani să-ți iei o centrală de 5800 de euro. Da, să că le dau cei de la APIA, le dau subvenții și nu rămâne. Dacă nu le-ar da subvenții, va fi da, ca cei, sigur, cu biogazul în faliment, exact, a doua zi. Exact. Dar nu ai soluția, este să-ți faci tu afacerea productivă. Da. Nu să stai cu mâna întinsă. Aia poate ți-o tai odată și atunci, da, ce faci? Da? Ce să facă? Lasă pârloagă, vrește, pârloagă, păi, da, bineînțeles. Și au pus deoparte și au aranjat copiii, nepoții și toate neamurile, dar așa... Sigur, deci vreau să vă spun că putem să ieșim din infringiment și am fost la ministră, pentru că putem să lăsăm toate deșeurile astea cu doar 60 de milioane de euro să le facem în peleți și să le depozităm. De ce se fac groapă de gunoi? Da. Am atâtea depozite goale în România, foaste ferme, să le bag acolo, da, energia, să conserve această energie... Dacă nu sunt eu, n-am destul de experiență să le valorific acum, dar noi avem experiență, da? Da? Dacă, da, nu vrem, da? Le lăsăm cu urmașilor noștri. Da. Știu ei ce să facă cu energia, când nu ori mai avea. Să leagă de orice. Păi da, păduri nu mai sunt, sau tăiat. În loc să le păstrăm, noi suntem niște hoți, niște bandiți suntem. Le furăm țițeiul, le furăm gazele, acum le furăm și pădurile. Mm-hmm. Nu le mai lăsăm nimic moștenire copiilor. Nu ne mai interesează. Asta este și globalizarea. Nu mai că ăștia noi care furăm așa, copiii noștri nu o să mai fie aici, sunt plecați în America, prin aia nu stau, nu-i ținem aici. Păi nu, că tot la nivel global se fură țițeiul, gazele și pădurile. Și sunt 4 milioane de hectare în lume care despar în fiecare an. Se pierd, zice mai elegant, așa. Se pierd în neant. Da, se pierd, da. Da. Mulțumim frumos că ați fost amabil și, uite, și de data asta am învățat ceva de la dumneavoastră, și noi, dar și telespectatorii noștri, și vrea să ne arătați pe ecranul de sus câte ceva de la instalația asta referitor de piroliză. La piroliză, da, da. Ca să... Deci, din piroliza deșeurilor, a tuturor, așa cum le-am enumerat, se obțin ca produse finite, da? Din toate deșeurile vegetale, ulei de piroliză, gaz de piroliză și biocear. Mergând mai departe, dacă vreau să pirolizez cauciucurile, uh-huh, obțin ulei de piroliză, obțin gaz și obțin negru de fum. Uh-huh. Dacă pirolizez, de exemplu, plasticurile, da? Obțin ulei de piroliză și un pic de gaz. Nu mai am deșeuri, că uh-huh, topesc tot, da, acolo, da, da? Da. Ce vreți să mai vă pirolizez? Pământul infestat? Păi nu știu, că astea, cauciucurile, orice. Ce de plastic și de cauciuc, pentru că... Știți ce se fac cu cauciucurile, ce se face cu cauciucurile în România? Nu știu ce se fac. Să trimit în Elveție, să nu știu unde, la topit. Acolo le reciclează acolo. Le reciclează, da. Le topesc și le fac din nou. Exact. Le reeșapează. Nu le reșapează. Nu le fac. Probabil tot într-o piroliză. Da. Bănuiesc. Deci noi la Slatina avem fabrica asta de la Pirelli, de cauciucuri. Le vin și le fac, sau cum n-ai vin și le fac tot la noi, le iau dacii, le duc pe partea alaltă și le aduc înapoi? Pirele ar trebui să distribuie cauciucurile pe piață
adunând înapoi rezidurile, da, adică cauciucurile uzate, da, da, așa, toate, se duce prin, se întoarce plin, să-și facă piroliză, să scoată ulei de piroliză, negru de fum și are o valoare exact cât valoarea cauciucurilor. Adică da, câștigă dublu. Dublu. Uh-huh. Câștigă dublu, da, sigur. Da? Sunt convinsă. Așa da, e. Da, așa. Că e bine de știut și pentru el, domnul italien de la... Am aici un tabel, dacă vreți să-l vedeți. Da. Piroliza se face între 250 și 900 de grade cu un singur echipament. Deci da, pot regla orice da, temperatură. Desigur, pot să reglez temperatura de la 150, să fac torefierea lemnului, de exemplu, să-i măresc valoarea termică. Lucrez da, la da, orice temperatură. Dacă e plută de asta, așa amărâtă, orice, prin torefiere îi măresc de 20-25% puterea calorifică. Da. De fapt, torefierea înseamnă eliminarea cu mare rapiditate a apei din compoziție. Uh-huh. Deci nu numai umiditatea. Umiditate. Și apa din compoziție. Atunci crește puterea lor, pentru că nu mai e umiditatea. Da, da. E simplă de explicație. Da, da. Aici sunt câteva procente din produsele pe diferite temperaturi. Da. Biochar la până la 450 de grade am 35%, ulei de piroliză 50, gaze de 15. Piroliză. Dacă mă duc la temperaturi înalte, reduc biocharul, uleiul de piroliză reduc și obțin gaze foarte multe. Da. Dar pot să mă duc să obțin doar gaz. Da. Mă duc după ce termin piroliza, toate volatilele le bag într-un mini gazificator și scot doar gaz. Pot să nu mai scot gaz deloc, să mă fac o separare a volatililor la ieșirea din piroliză și să le transform în CLU, în păcură și foarte puțin gaz care îl duc direct la ardere împreună cu peleții. Da. Adică toate aceste instalații funcționează cu peleți din deșeuri. Nu consum propan, nu consum motorină, nu consum, deci consum presupunem prin că... ele înșile. Da. Cu excepția la cauciuc, că mă duc să bag peleți de paie. Da. Da. Că sau la plastic, am avea nevoie de încălzirea unei scări de bloc cu, nu, să zic cu 4 v-am etaje. V-am făcut bloc cu 13 etaje, da, vi-l încălzesc, 165 de euro pe apartament de 50 de metri pătrați, l-am prezentat la televizor. Uh-huh. Cred eu că altceva este. N-au voie. Am făcut la un privat. Uh-huh. La stat n-am putut să intru. Pe niciunile. La primării nu se poate intra. Uh-huh. La culte nu se poate intra. Uh-huh. A zis că nu. Că Doamne, ne închinăm n-au și... N-au voie de sus. De sus, am înțeles. Unde era susul, nu știu, da, stare. N-avem voie de sus. Uh-huh. Am vizitat mai multe mănăstiri. Uh-huh. Au energie, au vite, au bălegar, au de toate acolo. Da. De ce trebuie să plătească gaze? Uh-huh. N-au voie de sus. Da. Mm. Curios. Da. Curios. Deci produsele de piroliză, gaz de piroliză, ulei de piroliză, biochar și alte produse neutre biologic, am spus, obținem negru de fum dacă da, piroalizăm cauciucurile și alte resturi, dar uh-huh, sunt toate neutre biologic. Ce se face din negru de fum, domnul Hornes? Ai, dar sunt industrii care folosesc și la colorat și la multe, uh-huh, da. Uh-huh. Din toate acestea, da, deci gaz și din ulei, pot să obțin energie. Da. Dar uleiul de piroliză este cel mai bine este, da? Aceste produse de ulei de piroliză să le fac odată prin separație direct la stație sau să le duc, să le obțin prin rafinare produse hidrocarburi ușoare, fenol, metil, aldehide, etc., motorine, toluen, naftene. Da, adică da, sunt foarte mulți produși chimici de valoare. De valoare, poți da, să scot iasomie, de ce a rămas în gunoi menajer. Poți să le recuperez pe toate. Da. Dar ați trecut prin procesul ăla de fabricare, a scos motorină și a spus în mașina dumneavoastră. Da. Ulei de piroliză și da, nefiltraj. Nu l-am da, pus eu, l-a pus un specialist care lucrează în armată, l-a băgat chiar în Mercedesul lui. Da. Da. La ce temperatură ce l-ați făcut, domnule? A trecut de 800 de grade, da. Da, ți-mi lângă și mi-a luat bidonul de aici, l-a pus direct în rezervor. Dacă l-am obținut la peste 800 de grade. Da, da. Cărbunele vegetal, acest biochar, da, de produse cultivate cu biochar da, și fără biochar în același sol, în aceleași condiții. Da, da. Aici este ridichii sau nu știu astea, cultivate cu biochar și fără biochar. Da. Cum arată o plantă cu biochar, o plantă fără biochar. Da.
Adică da, cum... crește fenomenal. Dar v-am spus să oprim de certificarea. Dacă mi-a pus zăpadă în iarna asta, până la toamnă am terminat cu sece. Dacă nu am apă în sol, o păstrez să-mi crească plantele, nu dă soarele afară. Mai ales că nu ar și o reține dulcearul. Da, da. Și sequestrează carbonul. Are atâtea beneficii aduce acest biocear, încât Portugalia, de exemplu, care este în drum spre deșertificare și jumătate din Spania, cumpără biocear aproape 600 de dolari pe tonă. Adică 600 de dolari pe tonă, o tonă jumate de paie de grâu, fac o tonă de biocear. Da. Da? 600 de dolari. Da. Care e mai mult? E mai scump decât grâu. Da. Adică dacă e 600 de dolari pe tonă, înseamnă că iau 250 de dolari pe biocearul din paie, dacă îl dau la prețul portughez, da? Și pe tona de grâu iau 180 de euro. Sau da, putea. Nu știu, că poate nici nu se vrea să dar, da, să dar România preț. Este în situația de a pierde teren arabil prin deșertificare cam 1000 de hectare pe an. Da. Prin deșertificare, dar și prin vânzare, că nu cred că mai, cred că 70% din terenul arabil bun. Știu, bun. Dar e de acimă. De acimă, nu au plecat cu el. Au mai cărat și pe Cernăzion, dar e acimă. Da, așa arată o stație de piroliză de 0,5 tone. Uite, acolo. Da? Așa. Și o pot să o folosesc oriunde. Mă duc la capătul terenului, pot să-i fac suficientă energie electrică să pot să folosesc acolo, îi pun unul sau două motoare stirling pe arzător și fac și energie electrică, dacă nu fac direct din gaz sau din... Gazul pot să-l folosesc în turbine. Are atâtea aplicații ca orice energie. Are valoare ca și gazul. Da. Da. Și ziceam noi că cele 5 produse, da? Da. Deci arzătoarele pe pelez, vă rog să arătați acolo, da? Și ce fac ele, da? Deci am 5 tipuri de echipamente în peste 70 de modele, da? Arzătoarele care pot înlocui toți combustibilii fosili, că sunt echipamente vechi sau noi. Da, deci puteți să le modificați. Am proiect acum, de exemplu, la Moeciu, da? Schimb la cazanele pe lemn, le transform pe peleți. Da. Le pun arzătoare. La Moeciu. O să mergeți la Moeciu, acolo sus la fundata, de luna viitoare, o să mâncați. O să mâncați la Nea Ștefan, la pensiunea Nea Ștefan. Nu, la domnul Gârbacea, sunt 20 de hoteluri acolo, da. Dar o parte din ele din luna viitoare o să mâncați mâncare făcută din peleți, da? Acum bagă lemne acolo. Nu din peleți, că nu mâncăm mâncare din peleți, mâncăm mâncare cu... Fiartă, preparată cu peleți. Preparată cu peleți, da? Da. Și încălzirea la fel, pe cazanele vechi de lemne aplicăm aceste arzătoare. Și astăzi când prețul unei gigacalorii sau unei megawatt termic a ajuns să-l prepar cu lemne la 90 până la 120 de euro, da? Mă duc la peleți că îl fac cu 20 până la 40 de euro. Adică de două ori mai ieftin. Da. Sau de 1,5 sau de două ori mai ieftin decât gazul. Oricum, e destul de ieftin. Ce e mai ieftin, da. Ce ieftin nu e bun, dar nu asta... Cu centralele termice facem 4 fluxuri termice astăzi, de apă caldă, apă spre încălzită, abur, ulei de termic și pentru privat și pentru industrie. Uh-huh. Tuburile radiante le fac de la 10 la 100 de kilovați, 3 în 1. Poate fi văzut direct la fabrică. Aici eu am două în hală, încălzesc hala cu, și am spus, 1 euro pe oră. Gratis, da? Da. Generatoarele de aer cald, care pot funcționa pe ghețar în Alaska sau în Siberia, pe gheață afară. Pe gheață afară. Funcționează mai bine decât în România. Pentru că n-am umiditate în aer și aerul de combustie le iau din propria lui producție. Fac aer cald, îl fac la 70 de grade și fără umiditate, cum sfârâie peleții acolo? Da. Obțin 1500 de grade în ardere. Da. În Siberia, Groenlanda, vă zic. Peste tot, da. Și stația de piroliză, care v-am explicat ce face și cât de benefică e, și ea trebuie să facă curat pe această planetă. Da, bine ar fi. Să înțeleagă toată lumea cum stă lucrurile. Terra Preta, dacă cineva e curios să intre pe calculator, Terra Preta, să vadă ce benefic este acest biocear. Și vede aceste insulițe unde sunt în Amazonia. Bră.
Brazilia, Ecuador și Peru. Da, și Colombia, Chile, toate zona aia acolo, da. 500 de ani înainte de Hristos. Adică noi facem astăzi în mod primitiv cărbune de grătar. Da. Ei au făcut acum 2500 de ani și l-au pus în sol. E cam același lucru. Da, da. Numai că acum, repede, da? Da. Aceeași cantitate o facem de 30 metri în stația de piroliză și o facem din, și din deșeul menajer, și din nămolul din stație de epurare, și din, din toată biomasa agricolă, forestieră, deci toată transformăm. Nu trebuie să mai ard lemnul, cum ei au ars lemne atunci, nu trebuie să ard lemnul. Că tot cărbunele de grătar se face din lemn. Da, aici da, nu am nevoie da, de da, lemn. Da, din eu pe tehnologia mea n-am nevoie de lemn. Am făcut tehnologia pentru deșeurile contemporane. Da, că să vedeți și da. Și instațiile de epurare, nămolul ăla care e atât de miroasă. Acolo am făcut peleți de nămol pe panou. Da, am văzut că și din semințe de floarea soarelui și din cafea, și din zaz de cafea. Din... Da, eu funcționez acolo cu peleți de floarea soarelui. Da. Mă costă 20 de euro, de dolari megavatul. 20 de dolari megavatul. 20 de dolari. Și ai acum să plătiți la gaz, astăzi 60 de euro megavatul. Da, așa este. Și la lemn, v-am spus, la lemn s-a dus de la 90, cele mai lemn uscat, până la 120-130 în soble de teracotă. Da. Ne costă foarte scump focul cu lemne astăzi. E mai scump decât gazul, este e dublu. Este adevărat că... Dar gazul e cel mai poluant. Vreți să știți cât de poluant e gazul? Vă rog să dați imaginea asta. 70 de produși cancerigeni ies pe țeava dumneavoastră de gaz de la bloc. Am spus în toate conferințele, da? Nu ia nimeni nicio măsură. Ne lasă să ne gazăm. Au șbițe în București. Da. În toate cartierele din România unde au gaze, așa cum vine mirosul de tocăniță de la vecina de peste drum, da, pe gazele astea care mi le împinge pe țeavă. Ce ai risit dumneavoastră? Este egal cu asta zi și noapte la țevile de eșapament ale mașinilor, ne spune Douglas Fowler la conferința de la Paris. Ne spune Academia Română. Eu pun pe Facebook aceste imagini, da? Și cineva le șterge. Serios? Da, da, da. Da. Pentru că Academia Română ne spune clar. Poluarea pe geam de la vecini cu centrale sau de la propria centrală este la fel de nocivă ca cea cauzată de traficul auto, dacă nu peste aceasta. Și e peste aceasta și ne spune de ce profesorul doctor docent Iorghe Benga. Este studiu făcut. Da. Mai există un studiu pe care l-am prins odată și nu-l mai găsesc. Primul cartier din București, Apărătorii Patriei, care a fost scos de sub tutela lui MGB atunci și au pus primii centrale, a crescut mortalitatea de cancer de 4,5 ori în numai 14 ani sau 16 ani. Produci cancerigeni. Dar toate arderile între 350 de grade și 700-800 de grade produc dioxine. De la 1100 de grade în sus dispare fenomenul de producere a acestor dioxine și altor compuși cancerigeni. Și noi ardem la peste 1200 de grade. Da, da. E curat. Ardere e curat. Da, așa este. Adică ce iese din dacă ardere. Cei care au înțeles chestia asta și-au luat centrale performante. Da. Care nu? Majoritatea zice, hai cu poluare, lasă-o dreacu, e treaba guvernului, ce treaba mea? Da. Adică nu-i treaba lui că își ia o centrală care îi duce particule în suspensie în curte și pe rufe. Da. Da? Eu mă chinui, fac o centrală din 180 de componente, îi fac ciclon în centrală, să păstrez acolo făina aia care se duce da, particulele da, la mici, da? Să le păstrez în centrală și le odată pe an scot o găleată de făină de acolo, de aceste particule și o pun în îngrășământ. Altfel o inspir, copiii se joacă pe afară, pe rufe, pe... E diferență mare, asta vreau să vă spun, de a menține sănătatea populației. De a conștientiza ce înseamnă ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu conștientizează. Nu știu ce se întâmplă, da, mă uit că pădurile s-au tăiat și li se pare normal. Sigur, eu recomand permanent folosiți energia regenerabilă. Avem soare, avem vânt, avem apă, cât avem. Da. Este sezonieră. Da. Avem geotermală, unde avem. Da. Dar avem cea mai reală energie regenerabilă, biomasa. Este singura reală și negestionată de Guvernul României.
Da. Asta-i. Deci, eu recomand să o folosim. Când putem... Că e ieftin, da. Nu, adică nu costă nimic. Și dacă mă costă, îmi păstrez sănătatea. Eu să zic așa, închei eu de obicei, în... Eu vă las, să zic așa, o planetă încă verde, este încă vie, este respirabilă, dar vă las și o tehnologie cu care puteți să o salvați. Da. Folosiți-o. Da. O folosim. Mulțumim frumos. Cu deosebită plăcere. Europa, cea mai bună întreprindere din lume în sectorul surse de energie regenerabilă din biomasă. Managerul anului pe 2014, pe 2015, pe plan mondial, am acolo destule recunoașteri internaționale. Și din partea statului român, ce recunoașteri aveți? Nimic. Nu se poate, din toate premiile care le aveți dumneavoastră aici? Nimic, doar un post de televiziune, 6 TV, am recunoaștere, am de la ANEIR, care este privat, da. Recunoaștere și diplome, am de la Nine Club, o publicație în limba engleză. Academia Română nu v-a premiat pentru ce ați făcut dumneavoastră, pentru invenția care s-a... Nu, că nu sunt membru al Academiei și nu fac parte de niciun partid. Deci asta e condiția de bani, da. Niște criterii, da. Deci aici ce aveți dumneavoastră? ANEIR-ul. Aici aveți... Este Euroinvent. Euroinventul mi-a dat cea mai bună întreprindere după 2016 și medalii de aur de la Euroinvent, Galinvent, sunt cele târguri de invenții care se organizează în România. Da, văd că aveți din Brăila, de la diplome, de la Nilfov, da, unde ați participat de la... Expoziție. Asta este, da. Și ăla este panoul cel mai important, da? Licență Oxford pe 5 ani obținută odată cu certificatul de cea mai bună întreprindere din Europa. Da. Așa. Asta este un simbol. Sus. Este un simbol care se acordă personalităților lumii care spun în slujba omenirii: știință, tehnică, inovare, muncă. Așa. Managerul anului pe Europa, pe 2014, acordat de Comitetul Internațional Socrates ca cel mai bun manager în domeniul surselor de energie regenerabilă biomasă. Da. Membru de elită al Confederației Mondiale a Businessmenilor, cu sediul la Houston, Texas, United States of America. Da. Steaua, nu? Cea cu steaua asta, frumoasă, geaură. Da, cea de jos aici, acum, care sunt eu cu camera pe ea. Membru de elită al Confederației Mondiale, da? Și managerul anului jos. Mondial pe 2015, cu două premii BIS 2015, unul obținut la Atena și unul am și pe Facebook, și este momentul decernării, și unul la Las Vegas. Cloc în 2012 a fost, se numește... Omul de afaceri român al anului 2012? Da. 2013. Da, 2012. Obțin 12, pe 2012. Da, obținut la 31 ianuarie 2013 s-a făcut decernarea. Medalii de aur pe tehnologii, medalii de aur pe echipamente. Este în ardere echipamentele Eco Hornets. Toate plantele energetice, toate deșeurile agricole, deșeurile vegetale, colegări, deșeuri zootehnice, paie de grâu, cărbune, acolo sunt, aici sunt masele plastice pentru piroliză, deșeul menajer transformat în piroliză, ulei și gaz și biochar, numărul din stații de evaporare făcut pe LED și avut pirolizat și obținut biochar și... Am biochar din nămolul din stațiile de epurare, exact după uscare. Biochar din nămol de stație de epurare, pot să-l pun în sol, da. În stare biologică pură.
Da. Și nu miroase. Dacă plouă. Ne dădea nouă bunica cărbune din... Da. Așa că pentru stomac, când ne durea stomac. Puteți să luați de aici, cu, e la 650 de grade pur, da? Adică da. Dacă mă duc în farmacie și le iau pe ăla chimical presat, cu chimical în el, ăsta este pur. Orez, rapiță, porumb, tot ce arde... Noi arde. Suntem specialiști din arderea peleților fabricați din orice zi o masă, da. De la deșeuri de origine organică la energie, în mod economic, ecologic și profitabil. Foarte bine.